Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 23 iulie 2021. Obstacole pe calea credinței. Voi alergați bine, cine v-a tăiat calea? Galateni capitolul 5, versetul 7. Va trebui să-ți asumi responsabilitatea pentru viața ta și să nu mai dai vina pe alții. În grădina Edenului, când Dumnezeu l-a întrebat pe Adam de ce a mâncat din pom, el a dat vina pe soția sa. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Geneza 3, versetul 12. Apoi citim în versetul următor: Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Deci Eva a dat vina pe diavol. Le-a acceptat Dumnezeu scuzele? Nu. El i-a zis lui Adam, citim de la versetul 17 din Geneza 3, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. Am încheiat citatul. Apoi i-a spus Evei, versetul 16, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Am încheiat citatul. După ce au fost rostite aceste cuvinte, Adam și Eva au fost alungați din paradis. Dacă Dumnezeu cunoaște totul, întreb tu, cum se face că s-a mâniat pe Adam și pe Eva? S-a mâniat pentru că niciunul dintre ei nu și-a asumat răspunderea pentru faptele sale. Când păcătuiești, Dumnezeu este gata să te ierte. Vezi și Neemia, capitolul 9, versetul 17. Cu toate acestea, el nu acceptă să acoperi, să justifici, să te scuzi, să te eschivezi, să dai vina pe altcineva. Cuvântul său spune în Proverbele 28, versetul 13, cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Așadar, dacă dorești să înaintezi pe calea credinței, trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru viața ta.